Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni să se abonează la canalul nostru de YouTube. Vrem să pregătim ciorbă de perișoare. Și am aici 500 de grame de carne tocată, amestecată cu carne de vită și carne de porc. Mie așa îmi place să o iau. Și avem toate ingredientele. Am spart 2 ouă, aici așa, sare, piper, un pic de mărar, pătrunjel uscat. Acum bine, nu mai avem pătrunjel proaspăt de fiecare dată, că nu avem, punem și din ăsta. Avem aici niște ardei, așa cum v-am spus, galben, niște capia roșie, morcov, ceapă. Dar mai înainte ne ocupăm de carne ca să o punem în apă, ca să fiarbă, că ea începe să lasă spumă. Când începe să facă spumă, o spumăm, luăm spuma și punem toate legumele acolo. Eu să încep cu unelta asta de cartofi, pentru că cam mirece un pic carnea și mă doare mâna, da. Aici la mâna asta sunt operată, aici trebuie să mă operez și mă doare mâna că e foarte rece carnea. Dar am lăsat-o aici la frigider să stea la rece, am lăsat-o aici când am venit cu ea ca să nu se strică. O fac așa bine aici și acum punem ăștia. Bine, a trebuit să pun unul, eu m-am gândit să pun toată carnea și de-aia am spart 2 ouă aici, că am avut 1 kg de carne. Am mai lăsat jumate din ea, poate mai fac la copii niște spaghete, ceva, și am pus 2 că am vrut să pun toată carnea, dar las. Nu strică, normal. O să fie bun și pufos, carnea bună și pufoasă, o să punem puțin piper, nu o să punem nici piper mult, așa, să nu că cam e picant, așa, bun, și puțină sare, nu multă, pentru că o să punem și în, știi, supă. În supă, da, o să punem puțin așa. Acum, nu la fiecare le place mărarul, nouă ne place un pic de mărar. Da. Nu o să pun ceapă, pentru că nu le place la copii, să pun ceapă aici. O să punem puțin, că am uitat, Nora, să aducem orezul. Orezul o să pun. Da, revenim. Sunt pregătit. Gata, am revenit și cu orezul. Eu am pus aici 2 linguri, așa mai mici, de orez. Așa. Din ăsta, basmati. Nu, ne place orezul ăsta. Acum voi dacă aveți, de care orez aveți, din ăla puneți. Nu contează orezul. De care vă place. Nu. Și acum o să fac aici așa, să văd dacă pot să pun mâna, să nu mai fie așa rece. Până noi pregătim legumele, mai lăsăm carne aici așa să mai stea un pic. Adică facem biluțe, până îi pregătim biluțe, până mai stă, eu o să mai stai aici până ne pregătim toate biluțele. Hai să văd. Așa. Să văd cum merge cu mâna. Ca să amestecăm bine, știi? Să nu rămâne cocoloase așa, să nu fie neamestecat. Vreau să vă spun că la Abel, la băiatul meu cel mai mic, de 18 ani, care o să fac acum 18 ani, eu așa îi spun băiatul meu cel mai mic, pentru că el e cel mai mic între băieții mei, vreau să spun. Că eu am 3 băieți, na, fată? Am 3 băieți. Acum ea o să spune, da, fata aia la Timișoara, unde? Ea e acolo, la Timișoara. Știți voi, acum ce vreau să spun. Ea este cu copiii ei acolo la Timișoara, eu am 3 băieți, da? Așa. Îi facem bine, amestecăm bine, bine, bine. Ca să-i facem așa biluțe mai mici, să încercăm să-i facem mai mici. Eu cred că e suficient carne. Câtă carne să punem? Că prea multă carne, după aia o să fie prea multă grăsime acolo. Că o să lasă, la. Ce tuneric s-a făcut. De
drum. A fost becul, nu a fost becul, dar drumul la bec. Da, las. Așa. Vreau să vă spun că nu e chiar așa cald. Gata, deja a mai scăzut temperatura de căldură la noi. Gata. Păi acum este aproape ora 4, nu? Nora, 4 da. Și... Da. A scăzut temperatura, nu mai e așa cald cum a fost. Gata. 4 și 2. Nu. Uite, 5. Nu, a mai scăzut, nu mai e așa cald. Nu, acum vreau să-mi pun Nora într-un bol să-mi aduci apă, ca să începem să ne facem așa biluțele. Să încerc să le fac mai mici, să nu mai le fac așa mari. Așa. Să vină Nora cu apa. Și o să mă duc să mă spăl pe mâini ca să fiu curată și după aia să facem, da? Că nu. Așa, Nora. Mersi, lasă acolo. Și acum stai să mă duc să mă spăl pe mâini. Hai, oprește un pic camera. Gata, Iosif. Da. Stai liniștit acolo. Da. Iosif este aici. Poți să filmezi și pe Iosif. Da. Așa. Se vede. Da. Ochiul lui este mai bine, slavă Domnului. Da. Glorificat să fie Domnul pentru toate lucrurile care ni le oferă și ni le dă în fiecare zi. Noi o să facem așa niște biluțe. Fapt că nu m-am făcut la mâine așa, cu un pic de apă. Și le punem aici așa frumos. Da. Încerc să le fac mai mici, să nu le fac așa mari. Să nu mai le fac așa mari. Dar nu prea am răbdare. Nu știu ce mă fac, că nu am răbdare, Domnul să-mi dea răbdare. Da. Da, frate și surori, Domnul să vă binecuvinteze. Am fost harnici astăzi. Foarte harnici, împreună cu Nora. Ne-am sculat de dimineață. Am fost la cumpărături, frate și surori. Ați văzut pe filmările care am făcut. Am fost la un magazin pe Plaț Liț, așa cum am pus și titlul, pe Plaț Liț, acolo pe Brabant, care ne-am dus la măcelăria aia. Cum se spune în francez? Boulangerie? Cum se spune? Boulangerie. Așa se spune, nu? În francez. Așa se spune, Iosif, eu nu prea știu să nu spun altceva, Doamne Iisuse. Da. Și nu. Ne-am dus eu și Nora împreună acolo, am cumpărat, ați văzut ce ne-a trebuit, să ne facem proviziile, ne-am făcut proviziile. Acum să nu credeți că mâncăm noi atâta carne dintr-o dată, vedeți vă, eu pun puțin câte puțin așa, că nu mai facem ceva, da? Acum, nu, ce să facem? Trebuie și să mâncăm, frați și surori. Normal. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți, să vă poartă de grijă. Vă mulțumim că ne apreciați. Vă mulțumim că vă rugați și pentru noi și pentru Iosi, pentru toate comentariile frumoase care v-ați rugat pentru Iosi. Vă mulțumim din suflet, n-am cuvinte cum să vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze, să vă poartă de grijă. Copilașilor voștri, familiile voastre, Dumnezeu să fie cu voi, cu toți. Vă mulțumesc din suflet. Nu, încerc să le fac așa mai mici. După care o să revenim. Am revenit că vreau să laud pe Domnul Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Așa, ce știu, o strofă, câteva cuvinte acolo, așa. Ce o să cânt așa. Figa ta, figa ta întotdeauna, candela, candela să-ți fie plină de lumină, haina să-ți fie curată și să n-aibă nicio pată. Candela să-ți fie plină de lumină,
Până le primi cu mâna. Vezi că eu se știe. Fii gata, fii gata întotdeauna. Candela, candela, să-ți fie plină de lumină. Hai, lasă-ți fi, e curată și spălată și să n-aibă nicio pată niciodată. Candela să-ți arde într-una întotdeauna, până vei primi cununa. Slavă Domnului! Omul este ca o floare, viața lui e călătoare. Dacă mergi pe drumul bun, ai să-L vezi pe Dumnezeu. Dacă mergi pe calea dreaptă, în Domnul Iisus te așteaptă. Fii gata, fii gata întotdeauna. Candela, candela, să-ți fie plină de lumină. Haina să-ți fie e curată și spălată și să n-aibă nicio pată niciodată. Candela să-ți arde într-una întotdeauna, până vei primi cununa. Glorie Domnului! O, Domnului! Da, frați și surori, ca să nu vă plictisim, mai cântăm spre slava Domnului, că îi place Domnului. Și să lucrăm, și să cântăm. Tot îi place. Noi meream la câmp când eram tineri și eram și ne-am pocăit. Și meream tineretul, Doamne, meream la câmp, la prășit. Cu ziua, ce să spun? Cu ziua meream, dar nu... Eram obligați să mergem. Toată lumea se câștiga la banii așa, în timpurile atunci când eram noi. Și meream și cântam, glorie Domnului, prășam și cântam tot tineretul, frații, surorile care meream și ne întâlneam acolo unde meream la muncă. Și așa ne trecea ziua și predicau frații și ascultam cuvântul Domnului și spunea și alții mai povestea cum s-a pocăit, cum, glorie Domnului. Și așa că e bine cu Domnul. Mărire Lui! E bine cu Domnul nostru Iisus Hristos! Da, frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze pe toți! Acum o să revenim. Încep, Iosif, încep, 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 încep. O să revenim să terminăm și perișoarele noastre. Așa. Iată, iată, vine mirele, trezește-te, nu dormi. Iată, iată, vine mirele, poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi, iată, iată, vine mirele. Trezește-te, nu dormi, iată, iată, vine mirele. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă aleasă sus în cer. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă aleasă sus în cer. Și-am să-i cânt din alferii cele mai frumoase melodii. Și-am să-i cânt din alferii cele mai frumoase melodii. Amin, slavă Domnului! Glorie Domnului! Să știi că acum am cântă inima, frați și surori. Așa cum fac aici, îmi vine cântările așa pe minte și vreau să le părtășesc și cu dumneavoastră. Da. Tot vreau să închid, să spun la Nora, hai închide că revenim și după aia îmi vine o cântare și spun de drumul Nora că uite ce frumoasă cântare mi-a venit și îmi cântă în urechile mele să le părtășesc cu frații mei, cu surorile mele binecuvântate de Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți frații mei, surorile mele, prieteni dragi care ne urmăriți în fiecare zi. Vă binecuvântăm în numele Domnului și pacea Domnului să rămână în casele dumneavoastră. Amin. Amin. Da. Iosif. Da. Glorificat să fie Domnul pentru toate lucrurile. Amin. Și pentru tot ce ne feră. Da. Și buneșirele. Da. Ce vine de mâna Lui,
Totul este binecuvântat, frați și surori. Da. Cu Domnul este bine, mărire Lui. Da. Da. Ia că mai avem puțin. Terminăm. Cu un verset dintr-o cântare, cu o strofă dintr-o cântare și am terminat și perișoarele noastre. Prieteni, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Ia că așa. Da, da. Gata. Vreau să vă spun așa cum a spus, punem perișoarele, că după aia dacă punem ceapa, punem legumele, ei vin deasupra și atunci nu putem să spumăm. Așa că am dat aici foc, foc, oală, foc și oală. Mai glumim, prieteni. Am dat drumul la foc aici la ragaz, am pus oala cu apă, nu știu ce-i cu mine astăzi, și punem perișoarele. Așa, îi punem aici așa în apa asta, ca să înceapă să fiarbă și îi spumăm. Da. Și după aia punem toate... Tai toate legumele. Legumele. Așa. O să facem perișoare la greu. Lasă că la Abel îi place perișoare. Să mâncă Abel la greu perișoare. Și la Iosif. Și le la place. Iosif. Da, 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 și la Iosif. Mănâncă numai perișoarele, numai da. Tania. Da, din supă. Și supă rămâne acolo. Da, am făcut ieri o ciorbă, Nora. Bună. Ce bună era. La greu. Și astăzi am mâncat din ea. Eu da, și ne-am încălzit și am mâncat, da, sigur că da, dar nu o aruncam, Doamne. Normal. Am pus-o aseară la frigider. Da. Am pus toată mâncarea la frigider. Dar cum? Da, ce mi-a plăcut foarte gustoasă a fost. Nu spune că e ciorbă, spune că e supă, pentru că era găină, Nora. Am avut carne de găină, ai văzut? Am pus pieptul ăla de găină. Da. Și foarte bun erau găinile. Mm-hmm. Și am făcut o friptură bună. Ce mi-a plăcut friptura. Da, da. Sunt bune găinile astea, dar numai că e treaba că fierbi prea mult prea pe mult. Ei. Da. Da, și chiar pun un pic de zahăr la ele, ca să fiarbă mai repede. Dar nu, sunt bune. Nu ne plac. Așa, iată, gata, am pus tot și acum lăsăm să fiarbă. Da. Amestecăm acolo ca să nu se lipească de fund. Revenim dincolo, Nora. Gata. Vai de mine și de mine, Nora, știi ce vreau? Nu, 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 prii, nu, nu, lasă așa. Am crezut că vreau. Nu, nu. Să pot să vreau cafea. Hai că-ți fac. Hai, te rog. Gata, prieteni, facem ardeiul nostru. Aici apa care l-am spălat și apa o lăsăm la, avem doi morcovi, așa, o să le punem ca să fie ciorba bună. Unul o să tăiem așa cubulețe mici și unul o să răzărim ca să fie ciorba bună. Așa, Nora, mersi, lasă aici așa și adun, punem, te rog, și fă-mi o cafea. Așa, mersi. Și adun, te rog, ca să pun astea, semințele astea de la cojile. Așa, și dă bună ziua aici la prietenii noștri. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube și vă rog frumos să vă abonați la canalul lui Mama Valerica și să dați acolo un mare like și să vizionați videoclipurile noastre. La canalul nostru, că și tu ești aici. Da, la canalul nostru. La canalul nostru, da. Al tău sau nostru, nu-i puteai. Aia, pe asta vreau să spun, că tu ești cu mine oriunde. E canalul nostru. Atâta e că numele meu, da. Dar e canalul nostru. Gata. Hai că aici trebuie să pun așa. Spune un cubuleț. Un cubuleț, un cubuleț, Nora. Să bem o cafea. Da. De dimineață am băut una, frați și surori. Și nici aia n-am băut-o pe toată, că ne-am grăbit să plecăm la drum. Am lăsat-o jumătate aici pe masă și când am venit am mai băut jumătate din ea. Da. Așa, mersi, Nora. Amestecă. Așa. Facem o ciorbă bună de perișoare. Că așa mi-a cerut Abel ieri. Da. El n-a mâncat din ciorbă care am făcut, ieri, ai văzut? Nu, nu, n-a mâncat. Și mi-a spus, ce, ai făcut de perișoare? Nu. Hai să văd de care. Ia, nu mănâncă din ciorbă, că nu-i de perișoare. Da? Ia că îi fac astăzi, pentru Abel. Da. Trebuie să faci cu voi la toți. Și mie, și la Iisus, și da. La tata, la Abel.
Pentru cei care nu știu, Abel este băiatul meu cel mai mic, așa cum îmi place mie să spun cel mai mic, dar are 18 ani, a pus în august, face 18 ani. Dar trebuie să-l răspăs și pe el, frați și surori. Ca să-i fac și lui pofta, că da. Noi ne facem pofta la fiecare, acum... La mâncare. La mâncare, da. El e mai așa. Acum. Vreau să vă spun că și Iosif era așa când era bolnav. Și el era mofturos la mâncare și de-aia poate nu era gras. Că era prea mofturos la mâncare. Da, nu-i plăcea aia, nu-i plăcea aia, nu-mi trebuie asta, nu-mi trebuie aia. Și acum când gustă, din toate gustă, vrea să gustă. Și spune, da, e bună și îmi place. Nu. Și de-aia e greu, da. E mai plinuț așa. Da. Acum las. Slăbește el. E tânăr și are cum să slăbească. Așa, Iosif? Da. Că vreau să vă spun că el, dacă nu mănâncă, începe să tremură, frați și surori, pentru că el ia medicamentele tari și vreau să vă spun cu medicamentele lui, care doctorița mi-a spus ca să le iau, nu pot să le iau. Nu pot să le iau, că trebuie să le continuă, să le ia mai departe. Acum când mergem la doctorița, o să-i spunem că nu putem să le luăm. O să le mai continuăm, pentru că mi-este frică, Doamne ferește, să nu facă ceva la cap. Da? Și așa că trebuie să continuăm medicamentele a lui Iosif. Încet, Iosif, încet să nu cazi, încet. Da, sună sunăria, frați și surori, vedeți că în mai multe filmări se mai aude sunăria, noi avem sunărie care trebuie să deschidem ușa, dacă vine cineva, să deschidem ușa. Acum Nora spumează acolo, la ciorbă. Ia spuma de pe ciorbă și noi, stai că n-am făcut morcovii, stai să le facem. Să-mi aduci, te rog, în ora aia, știi? Care facem morcovii, care curățăm curățătoarea aia de morcovi. Cine era? Papa. A, bun. Da, încerc că filmăm. Da? Da. Filmați? Filmăm. Hai, dar Iosif aici, că băiatul ăsta cel mai mare, nu știu ce cu el. Ce? Nora acum spumează ciorba, uitați. Pune acolo una pe Nora. Nu, așa, 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 așa. Și mai aruncă apa aia și pune curată. Așa. Nora spumează ciorba. Pune aia paleta în apă, Nora, ca să se ia așa, 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 așa. Bravo! Facem tot așa până luăm toată spuma, frați și surori, prieteni dragi. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Acum, eu așa fac ciorba, nu știu, poate alții o fac altcumva. Am mai făcut-o și am pus și legumele și... Chiar adevărat, aveți dreptate și am primit comentariu că să pun carnea prima dată, să nu mai pun și legumele, pentru că când strângem, vine legumele deasupra și luăm mai greu. Și chiar aveți dreptate, luăm mai greu pentru că, vedeți, ea se face spumă și atunci, normal că o luăm mai greu și o luăm și legumele. Așa că lăsăm și lăsăm să fiarbă până nu mai este nimic și după aia ne ocupăm de legumele. Am dat drumul la cameră, vreau să-mi fac acum... și legumele, să-mi pregătesc și morcovii, așa, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Așa, cum v-am spus, ne place că este și la noi cald, aici în Belgia, acum. Chiar am dorit să avem și noi soare, să ne bucurăm de soare. Și o să terminăm și noi mâncarea și o să mergem și noi să ieșim afară pe tereasă. Da, pentru că să mai stăm și noi la soare, la aer, afară. Ieri am fost. Prieteni, am stat.
Da. Așa. Bun. Acum o să încep să îmi tai toate legumele și revenim. Bun, nu mai este spumă. A spumanorat foarte bine. Punem legumele. Punem ardeiul roșu cu galben, ceapa și morcovul ăsta care i-am dat părăzătoare. Punem aici așa să fiarbă, să iasă toată bunătatea din el. Așa. Să-mi aduc rodul ăsta. Bun, ora. Am pus toate aici așa. Și acum o să punem așa. Da. O să punem foi de dafin. Trebuie să căutăm aici foi de dafin. Am găsit-o. Iacă așa două frunzulițe foi de dafin. Așa, niște piper boabe. Cum îmi place mie să pun de fiecare dată. Asta este condimentele care le pun eu. Fiecare pune condimente ce vă place, frați și surori, prieteni. Eu astea le folosesc, astea le pun, nu-mi place altele. Și acum lăsăm aici să fiarbă. Până fierb toate legumele împreună cu carnea, cu tot. Și o să vedem ce mai punem și ce mai facem. Da, Nora? Acum o să punem sare. Da. Lingura de aici. Aici avem lingurile, frați și surori. Ce să facem? Aici avem bucătăria noastră, așa cum e. O să punem un pic și după aia, dacă mai trebuie, o să mai punem. Da? Trebuia să pun, da, am uitat cu vorba, cu nu știu ce, cu multă energie, dragă, care am, Nora. Da. Ai văzut că m-a luat energia cu cântări, cu... Și am de uitat toate. Să pun, am uitat să pun sare, da? Mai bine acum decât niciodată, da? Da. Am pus, lăsăm să fiarbă și revenim. Da, Marcel. Da, vă spun și eu pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să binecuvinteze oameni buni, frați și surori, dragi prieteni. Dați-o mai jos și eu pe Valerica acum aici, ta niște roșii, așa, pătrățele ca să pună în ciorba de pirișoare. Bravo. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Bravo. Da, e bine așa. E bine așa. Dar bine. Tai degetele aici. Păi de ce n-ai luat cuțitul ăla mai mare? Cuțitul ăsta. Și tai tu aici cu ăsta, nu știu. Eu nu tai cu ăla, eu da? Iau numai alea care sunt mici, știi? Da, cotoarele am tăiat cu ăla. Da, întotdeauna mi-e trebuie unul mai mic ca să fac treaba, dar nu, ăsta mare tai, e. Am o bardă, să vedeți. Lasă că nu mai sunt așa bune pe YouTube să mai faci filme, știi? Da, de ce? Da, 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 de ce? Așa e. Frate, uite așa. Așa e, că nu mai lasă. Da, nu mai lasă, nu lasă să tai carne și din astea, nu? Da, 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 da. Așa. Uite-ai. Așa. Așa. Da, uite. Pe Nora a luat-o foamea. Ia uitați. Sigur că da, păi. Mănâncă carne și roșii. Și să mâncă. Păi noi doi am muncit astăzi, nu te supăra. Da, sigur că da. Eu și Nora, pe căldura aia, ne-am dus și am făcut cumpărături, tot cu căriciorul ne-am dus. Să văd ce faceți mâine. Mâine? Aha. Avem noi ce să facem și mâine. Surpriză. Surpriză, nu? Hai să vezi tu. Să vedem. Și pentru tine o să fie surpriză. Da. Da. Da, da. Să vezi tu. Dar vă rugăm, oameni buni, dragi prieteni, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să apăsați pe clopoțel să puteți să vedeți și următorul video. Cei care nu v-ați abonat, abonați-vă. Abonarea este pe gratis. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească cu viața veșnică. Amin. Și cu binecuvântări însuțite. Amin. Și chiar le mulțumim la... Da. Prietenii noștri care s-au abonat până în prezent la canalul nostru, Dumnezeu să vă binecuvinteze, pentru că mă uit și văd că în fiecare zi ne vin abonați noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim din inimă pentru abonat. Nu, pune-le acolo în bolul ăla. Aici vrei? Orange, da, da, pune-le acolo. Sigur că da, că le punem în ciorba noastră, da. Da. Și chiar vă mulțumim din suflet și de aia întotdeauna mai spun când mai ies pe afară și mai filmez pentru noi abonați care vin pe canalul nostru, să vadă dacă și ei zi, se adaugă.
Da, vin în fiecare zi, da. Și mai spun câteodată că noi locuim în Belgia, ca să știți, în Bruxelles, în Scarbe. Nu mai este nimic de tăiat, Marcel. Numai acum așteptăm să fiarbă acolo, să punem și roșiile la fiert. Și eu acum, până acum, am fost într-o energie, am avut astăzi o energie. Da, și câte de cafele ai băut? Uite acolo pe masă. Nu am băut, nu. Câte am băut una dimineața, n-am băut-o toată, chiar am spus la prieten. Da. Am lăsat-o jumate că m-am dus cu Nora, am zis, hai Nora, că ne prinde căldura de dimineață, hai să mergem, până la ora 10. Când deschide acolo magazinele, că nu deschid mai repede, acolo da. Pe Brabant. Ne-am dus, ne-am făcut proviziile cu carne, ca să avem. Da. Ne-am dus la magazin, în toate magazinele. În toate, la două magazine. Intermarché și ăla turcesc care am cumpărat ce am cumpărat. Da, așa că, da. Da, asta am făcut. Gata, am lăsat aici acum să fiarbă toate legumele și acum punem roșiile astea. Aici și lăsăm să fiarbă. Să vedem la gust, dacă mai trebuie ceva sare, un pic de piper. Am pus piper boabe, nu mai punem piper. Un pic de mărar, de pătrunjel uscat. O să punem două linguri de orez, aici în ciorba noastră. Așa nu mai l-am spălat, așa l-am pus acolo acum. Am vrut să mă duc încolo, Nora, să-l spăl și gata. Nu, las. Așa a mers, mi-a spălat, las, că e bine. Vreau să vă spun că nouă ne place un pic așa să fie mai plinuță, mai să nu fie zamă lungă să ne ajungă. Că n-are rost să fac zamă lungă să ne ajungă, că copiii nu mănânci așa. Rămâne zeama și perișoarele le mănâncă. Și așa că am făcut-o mai așa. Acum lăsăm un pic să fiarbă și orezul ăsta, dar înainte ca să pun mărarul, ca să fiarbă și mărarul, un pic să aibă aici un pic de mărar. Așa. Să miroase fain, avară. Da, pătrunjel un pic, ăsta e uscat. Și gata. Da. Acum câteva minute, orezul ferbe, e gata, ciorba noastră, nu mai trebuie sare, nu mai trebuie nimic. Ați văzut, am pus un pic de sare și atât. Acum fiecare mănâncă ciorba cu ce vrea și cum îi place. Cu smântână, cu acritură, cu... Eu fac așa că am pus niște roșii, nu o să mai pun în smântână. Pentru că mai rar cu smântâna, că eu nu prea să, nu pot să servesc, vreau să vă spun. Că am probleme că nu pot să mănânc așa lactate astea. Și atunci mai ușor. Și când mănânc, vreau să vă spun că mănânc cu risc. Mănânc ciorbă că mie îmi place, mai ales cu smântână, îmi place la greu. Și câteodată risc și mănânc și eu. Da, după aia mi se rău. Da, așa că... Nu mai punem, lăsăm să fiarbă aici și un pic orezul și ciorba noastră o să fie gata. Gata aici ciorba noastră, uitați. O bunătate de ciorbă. Ia uitați cum arată de faină. Super. O bunătate. Uitați. N-am mai vrut să pun apă ca să o stric, pentru că era foarte bună și gustoasă. Uitați, o bunătate. Cu legume, cu de toate. Da. Vedeți cum arată? E fierbinte. Acum vreau să o gust împreună cu voi. Da? Pentru că chiar ne grăbim că vrem să plecăm. Ia uita și perișoarele. Cumăs. S-a fiert, faini. Doamne, o bunătate. Superbă. Bunătate. Da. Cam atât am fost și noi, prieteni. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă lăsăm. Vă mulțumim că sunteți cu noi, că
că ne apreciați, că ne iubiți. Vă mulțumim pentru că vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumim că vizionați, vă mulțumim că sunteți cu noi. Și chiar nu uitați să vă abonați și vă lăsăm cu pacea Domnului. Ne vedem la următorul filmuleț. Pe curând, la revedere!